flautistă, pardon, folcloristă. Și n-ai gard în gură? Cei mai frumoși ani mei au fost cu flori de tiof. Alea era cu de muște, mă necai. Cum arată un ștrumf? Și acum să vedem cum arată un ștrumf în viața reală. Doi ștrumfi? Cred că m-am îndrăgostit. A murit Regina, dar noastră încă mai trăiește. Am acte doveditoare cu ADN, cum că eu aș fi fiul prințului Charles. Acum că a murit Holca? Pardon, Regina! Am acte doveditoare cu ADN, uitați aici, acte, cu ștampila de la Casa Regală, cu tot. Bă, era în lotul ăsta, randeaua! Acte, ca lumea, dosar. Am acte doveditoare cu ADN. Bă, gata, știu, ești fiul prințului Charles. Dar degeaba ne spui nouă. Acum 49 de ani se pare că regele Charles al treilea ar fi babardit-o pe măsa. Și acum omul vrea moștenile. Și dacă nu merge cu vrăjeala asta, o bagă pe Ileana la înaintare. Am adus-o pe Ileana la spital să-și facă și ea testul ADN. Și în urma efectuării testului ADN de către Ileana, a evidențiat faptul că Ileana e mama regelui Charles. Păi acea boss, nu e la Elisabeta? Nu, boss, dacă așa zice testul ADN, so, the true king of Great Britain is that motherfucker. Fador! Father. Pentru că acum 49 de ani, la Sighișoara, prințul Charles a avut o relație amoroasă cu maica mea, a lăsat-o însărcinată. Eu am subt-o pentru a avea iPhone 13. Eu am iPhone 13 și n-am subt-o, Ani. Doamna, am o întrebare. Eu zici-și mă întâlnă. Dar aia care a avut o relație amoroasă cu prințul Charles, o fi subt-o? Ca să aibă el iPhone 13, când te duci bază la serviciu și te prinde legele. Băi băieți, care și-a pierdut bă bagajul? Stai așa că am greșit clipul, mă referam la bagajul ăsta. Ce foarte trendy azi. Muzician, deci este onoarea familiei, da? Și trendy și băiat modern. Așa arăta Fulgin înainte să devină Snoop Dogg. Am încercat și eu să văd cum e, cu iarbă și cu... Atât că eu de trap până după să trag, am deviat de sept. Când nu vrei să intri la pușcărie pentru trafic de droguri, brusc, ai deviat, e de sept. Da, judecătorul îl crede? Mamă, eu căsut ochelarii, tu nu tot la ochelari te uitai? Banditule! E timpul ca adulții să își iasă din minți, să cumpere mașini, haine și bijuterii, telefoane, vibratoare și... Tanti, din filmare poate să cumpere orice, mai puțin vibratoare. Păi de ce vibratoare nu? Păi că nu știe să-l oprească după aia. Aveți vibrator XXL, super strong, cu bateria caline, spuneți-mi. Da, avem. Și cum se oprește? Deci, poate că aș luase și XXL, și cu bateria alcaline, și super strong. Dar el nu știa măcar să-l oprească. Cred că nimeni nu-l poate uita pe copilul făcut la băutură din veri primari. Ioti, bă! Ioti! Am pregătit aici orez cu lapte. Timpul a trecut, noi am râs pe seama lui, dar să-l vedem cum arată acum. Toți prietenii mei mă găsiți pe contul acesta. Dacă ne-ai și pupat? Dă-ți palul la mine, la Vasile Marusaias. Cum? Nu mai cheamă Vasile Versan? Versace, nu Versan. Versan, Versace, o, tot aia, orez cu lapte. Mă, ce coza fai? Pleacă vă p***a cu italiana ta. I can't tell you what it really is. Bugat!
cheamă Jimmy. Dăm cu limbuța și pe aici, și pe aici, și pe aici, și pe partea cealaltă. Informații venite pe surse, Zanidache a fost controlat după concert de poliție. Păi de ce, domne? Ca să vă să care marfă la el. Butuluga mică la toarnă carul mare. Dă-mi exemplu de prost. Bos, ăsta e și prost, se duce și la pușcărie. Dă-mi exemplu de prost. La plural se zice proști. Când crezi că ai coaie, dar tu de fapt ai coarne. Petrecere pe stadion? Nu, nu, a venit galeria rapidului la sindrofia partidului. Întrebarea mea e, mamele PSD-știlor s-ar supăra că, din câte știu, o femeie nu refuză niciodată să fie... Când ești Batman, că nu mai ai reflexe instantanee, ci cu întârziere. E, bună mea, să-mi băt! Vrei să faci pe senzul ăla și ți se rup blugii în Hai să ne jucăm! Lasă-mă în pace! Hai! Vino cu acea! Băi, dacă le-au observat că gâsca aia are Pampers, să te caci în casă! Când eram eu mic, existau niște figurine, fel de Lego, Dănuț Grădinaru, Dănuța Șantierista, Dănuța Șantierista în viața reală, Daisy, Mai băieți, intră pe mihai.tenat.ro. Poate nu intri. E cum să nu intru, viață? Dragilor, să facem puțină mișcare. Da. Puțină gimnastică. Da, puiul meu, așa. Da, iubirea. Corpului. Mâncați și clufecite cu brânză și cu roșii, că și așa e sezon. Mă, iubirea mea, mă, puiul meu. Tu dacă faci compromisuri pentru o femeie, tu garantezi cu pensia aia de 8.000 de lei de veteran. În schimb, ăștia tineri, dacă fac compromisuri pentru femeile lor, garantează cu biletul de la pariuri sportive. Și ce crezi? A doua zi scoate un meci. A, putu-ți morții, mătii de ghinionistă, iar am pierdut. M-a scos un meci.